David Popovici a obținut miercuri a doua sa medalie de aur la campionatele europene de înot pentru junior de la Otopeni, impunându-se în finala probei de 200 de metri liber cu timpul de 1 minut și 45 de secunde. Conform Digi24.ro, românul a condus pe întreaga durată a probei, a întors primul după fiecare lungime de bazin și a terminat cu o lungime de corp înaintea urmăritorilor săi cu aproape 2 secunde avans. Dublul campion mondial de senior, care se clasificase în finală cu al doilea timp, și-a apărat astfel titlul la 200 de metri liber, cucerit anul trecut la europenele de junior de la Roma. Popovici deține și recordul probei de 200 de metri liber la junior, 1 minut 43 de secunde, stabilit la 20 iunie 2022 la campionatele mondiale de senior de la Budapesta. Podiumul probei de 200 de metri liber a fost completat cu Lorenzo Galossi din Italia și Jacob Whittle din Marea Britanie. Miercuri seară, Popovici a concurat în finala probei de ștafetă combinată alături de Ștefan Cosma, Anastasia Beicău și Irina Ana Preda. Ștafeta combinată de 4 ori 100 de metri liber a României s-a calificat în ultimul act cu al 6-lea. David Popovici a cucerit prima sa medalie de aur la campionatele europene de junior de la Otopeni marți în proba de ștafetă 4 ori 100 de metri masculin. România, în formula David Popovici, Vlad Stancu, Ștefan Cosma și Patrick Sebastian Dinu, a urcat pe prima treaptă a podiumului, impunându-se în finală cu timpul de 3 minute și 18 secunde. Campionatele europene de înot pentru junior 2022 se desfășoară la Complexul Olimpic de Natație Otopeni în perioada 5-10 iulie. La competiție participă 494 de sportivi din 42 de țări. România este reprezentată de 26 de înotători, 14 la masculin și 12 la feminin. Anul trecut, la europenele de junior de la Roma, Popovici a câștigat aurul la 50 de metri, 100 de metri cu record mondial de junior și 200 de metri liber, precum și argintul cu ștafeta de 4 ori 100 de metri liber. România a ocupat atunci locul 5 în clasamentul pe medalii, relatează Digi24.ro.